În perioada 14-16 octombrie, Primăria Municipiului Câmpul Lung și Consiliul Local Câmpul Lung organizează Festivalul Toamnei Muștelene. În perioada 14-15-16 octombrie, la Câmpul Lung se va desfășura un eveniment cultural important, este vorba de Toamna Mușteleană, spectacol prins în calendarul activităților culturale organizate de către Consiliul Local, de către Casele de Culturale a Sindicatului și Casele de Culturale Tudor Mușatescu, în colaborare de această dată cu o firmă care vine și ne ajută să organizăm la un alt standard acest spectacol în aer liber. Vom avea parte de spectacole pe perioada celor 3 zile, vineri, de la orele 16 până la ora 20, program susținut de artiști locali, apoi de la ora 20 la ora 22, program susținut de către invitații firme organizatoare. Nume importante ale muzicii, atât populare cât și ale muzicii ușoare sau pentru tineret din România. Același program se va desfășura și sâmbătă și duminică. Va fi prezentă sâmbătă și duminică și fanfara la Câmpul Lung, deci vom avea parte de un eveniment frumos. Sperăm ca și vremea să ne ajute și să putem să petrecem un sfârșit de toamnă frumos la un pahar de must și o pastramă. Invit așadar toți câmpulungenii să participe la această manifestare care va avea loc în piața primăriei, începând de vineri, repet, de la după amiază. Pe parcursul celor 3 zile de sărbătoare în centrul municipiului vor avea loc prezentarea unor standuri agricole ale producătorilor zonali, fructe, legume și produse de sezon, terase cu alimentație publică, cu păstrămărie și mustării, mici comercianți cu produse adecvate evenimentului, parc de distracție pentru copii, concursuri tematice și program artistic, după cum urmează.